Da? Nu vreau să te prind inima. Fă-i ce-o făcut. O, inima pierna. Gogoș în formă de inima. Jaspino, stați. Păi ce, ați uitat ce zi este astăzi? Salutare! Astăzi la noi este 14 februarie. Probabil voi când îl veți viziona acest videoclip va fi 16-17, dar azi la noi este 14 februarie, ziua îndrăgostiților. Și noi ne-am gândit să mergem la magazin și să cumpărăm multe lucruri care au forma inimii. Mai întâi mergem într-un magazin, vedem câte găsim, dar găsim puțin lucruri, mergem și în altul. Cred că o să mergem undeva maxim 3 magazine. Oare sunt fructe în formă de inimă? E deja văd ceva! Căpșune! Căpșune! Caserolă în formă de inimă! Le luăm! Una doar! Două! Toate le luăm! Nu, mai lăsăși la altcineva! Aici nu este nimic în formă de inimă! Da! Atunci să mergem mai departe! Roșii! Ce straniu ar fi dacă roșiile s-ar vinde și ele într-o caserolă în formă de inimă. Da, ar fi mai straniu dacă cineva îndrăgostit ar cadona de ziua dragostei o caserolă cu roșii. Eu n-am înțeles, noi aici am venit să cumpărăm lucruri de formă de inimă sau să stăți voi la vorbă? Păi stați, așa e mai vesel. Cui mi-e vesel? Ție? Mie personal nu mi-e vesel. Dar mie îmi este vesel. Dar mie nu. Dar mie da. Bebe. 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 Ne. Jaspino, stați. Păi ce, ați uitat ce zi este astăzi? Ziua dragostei. Păi, în această zi, într-un mod mai deosebit, trebuie să arătăm dragoste. Împăcați-vă. Iar noi, hai să continuăm provocarea. Am găsit ceva. O inimă piernă. Ia uitați-vă cu paiete. Da. Se schimbă culoarea. E interesant, o luăm? Da. Hai. Dar eu am găsit aici niște stickeri în formă de inimă. Le luăm. O, uite, ciocolată în formă de inimă. Da. Da, uite. În formă de inimă. Le luăm. Da, le luăm. Ador ciocolată. Da. Poate mai este mai ceva. Mai departe, poate este încă ceva. Pe aici, cu inimă. Noi ceva luăm bonus. Nu, nu e paroi. Tort. Tort, tort. Tort în formă de inimă. Tort în formă de inimă. Da. E că ce asta se vede? Tort în formă de inimă. Stai, că și mai ies. Mai sunt torturi, ia uite. I love you. Foarte fain. Ia uitați-vă, mai sunt? Da, poți fi. Ia! Ia uite! Domnul Sergiu, tot raftul este plin de inimă. Da? Tot raftul este plin de inimă. Făi, ce-am făcut? Dar eu am găsit altceva. Wow! Bomboane! Eu tot am găsit. Dar asta e pătrat, dar asta e desenat. A, nu, dar acolo ciocolatele sunt în formă de inimioare. Hai că le luăm. Da, hai, luăm. Una. Noi acolo să luăm așa. Un tort luăm? Este și așa un tort și unde scrie love. Pe care să-l aleg? Cred că pe acesta. Arată foarte bine. Sper să fie și delicios. Am găsit și eu ceva. Ia priviți. Inimioare. Luăm una. Pe care iubită să o alegem? Alegi tu. Ok. O luăm. Ia, în formă de inimă, biscuit sau da. Prăjiturele. Da! Da! Luăm! Turte dulci să e acestea, cu miere. Da. Hai, luăm! Ia, după ce este baloni? Nu-i baloni, da. Ia! Luăm baloni! Baloni în formă de inimă. Roșii, roz, albe. Hai! Deci cu primul magazin am terminat și credem că am luat foarte puțin, așa că mergem la al doilea.
Dar voi ați sărbătorit ziua dragostei, 14 februarie. Ce cadouri ați dăruit sau ce cadouri ați primit? Scrieți în comentarii. Ciudat, nu înțeleg de ce oamenii n-au făcut gogoși în formă de inimă. Asta e ziua dragostei și se împlineau foarte bine. Da. Primul produs în formă de inimă în acest magazin mare, biscuiții. Și noi îi luăm. Da. Uimitor că am mers o pătrime ceva de magazin și doar un produs am găsit. Poate găsim pizza în formă de inimă. Ar fi minunat. Nu este nimic. Nici în rechizite școlare n-am găsit nimic în formă de inimă. Cam puține inimi găsim noi. Probabil că majoritatea sărbătoresc pe 24 februarie, de Dragobete. Wow, mami, ai găsit și tu ceva în formă de inimă. Bombonele, ciocolate. Să facem o recapitulare. În acest magazin noi am găsit doar două produse în formă de inimă. Biscuiți și bomboane din ciocolată. Ce ziceți? Mai mergem în alt magazin ca să găsim produse în formă de inimă? Nu, noi deja am obosit. Da. Să mergem acasă? Da. Hai să mergem acasă. Ok. Dar noi nu vom merge acasă, vom merge ca aceste inimi să le cadonăm. Melissa! Mieli! Melissa! Melissa, e în coace! Unde ești? Într-un celălalt. Fetelor, pentru voie și inimioare. Așa. Și biscuiți în formă de inimioare. Mai aveți așa în formă de inimă. Și mâncăm împreună. Pentru băieți? Stai că mai am ceva aici. Stai că mai am ceva aici. M-am patru fete, mai iau și așa biscuiți în formă de inimă. Și un tort în formă de inimă. Hai, să iau și eu una. Vă felicităm pe toți cu ziua dragostei. Și dacă ne iubiți pe noi, atunci așteptăm câte inimioare din partea voastră în formă de like. Vă mulțumim pentru vizionare și vă spunem pa, pa!